Iată că s-a apropiat și Sfântul Vasile, altă sărbătoare tot atât de mare ca și Crăciunul. Mulți dintre noi sărbătoresc anul nou pe stil vechi, de aceea în dimineața zilei de 14 ianuarie ne adunăm aici, la Sfânta Biserică, pentru a ne ruga Domnului să ne dea un an plin de roadă și de voie bună. Ne aflăm la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Raionul Florești pentru a observa frumusețea spirituală și a afla esența ei. Anul nou, pe vechi, sărbătorim în familie, îmblăm la biserică, ne rugăm. Asta e o sărbătoare mare, sfântă, pentru noi, pentru familie, să ne dea Domnul un an bun și bogat și sănătate să avem. Pentru că astăzi este o sărbătoare foarte mare la noi în țară, mă rog, poate și peste hotare, nu știm. Avem cu mătri cu numele Sfântului Vasile și plecăm în ospiție, dar în primul rând venim la biserică. Ne rugăm Sfântul Vasile celui mare, el se numește un sfânt că este dintre cei mai mari, ne rugăm pentru sănătate, pentru voie bună, pentru să ne aducă roadă, să avem parte de noroc, copii sănătoși. Și după slujbă facem acatistul Sfântul Vasile, tot este o rugăciune foarte puternică. Apoi după acatist lumea seamănă, așa este un obicei, seamănă, se dorește tot noroc, tot ce mai bun în viață, apoi plecăm și semănăm cu mătri care sunt cu numele Vasile. Spuneți-o rog, cum sărbătoriți în familie anul nou pe stil vechi? Ne gătim, facem bucate, la orele 12 ca... De obicei întâlnim tot anul nou, ca pe stilul nou și... Ce bucate tradiționale nu lipsesc de pe masa de sărbătoare? Nu, tot ca de anul nou, rășturi, facem vinegret, diferite sălături, salamuri, mai multe. Anul nou, mai întâi de toate, este sărbătoarea plugarului moldovean, fiindcă plugaritul a fost întotdeauna principala îndeletnicire a poporului nostru. Încă în ajunul Sfântului Vasile se pornesc cu plugul Haitorii, care vestesc sosirea anului nou. Cum sunt întâmpinați rătorii în ajunul anului nou? Sunt întâmpinați cu colași, cu bănuți, cu lei, cu ce avem. Sfântul Vasile cel Mare a fost un arhiepiscop din secolul al IV-lea, considerat doctor al bisericii, el devine un ctitor al instituțiilor de caritate, scrierile sale având o importanță teologică deosebită. În primul rând sănătate, cel mai mult sănătate ne dea Dumnezeu, dacă să fie sănătatea să avem de toate. Vasile cel Mare spunea că omul e judecat prin faptele sale, de aceea revenim în lăcașul sfânt pentru a cere liniște spirituală, pocăință și lumină în suflet. Doamne, 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 Doamne.